Este vorba despre o amnistie fiscală la nivel local, ce va fi aplicabilă în perioada 1 iunie 15 octombrie acestui an. Numai puțin de 9500 de locuitori ai orașului, persoane fizice, vor putea să doarmă liniștiți în cazul în care au penalități sau majorări la taxele și impozitele locale. În cazul de față vorbim de locuințele ANL, locuințele de închiriere, locuințele sociale, care sunt date fie în administrarea serviciului public ADPP, blocurile de 0, 1, 2 și 3, fie de locuințele date în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială. Prin acest proiect de hotărâre, bineînțeles, și chiriașii care sunt în situația de a plăti taxa pe clădire pot plăti până la data de 30 septembrie, urmând a fi scutiți de penalitățile de întârziere. Edilul Cristian Radu a fost de părere că o mare parte a asistaților sociali chiriași la primărie nu merită să le fie reduse datoriile. Din cei care locuiesc în casele primăriei și care au datorii foarte mari, n-au plătit niciodată nimic și nu vor plăti niciodată nimic, vă asigur acest lucru, nu au făcut dovadă dacă au fost vreodată angajați cu forme legale, au fost convocați. Reprezentanții primăriei spun că locuitorii celei mai rău famate zone a urbei, Barăcile, deși își mai achită din când în când o parte din restanțe, nu pot justifica niciun leu, întrucât aceștia nu au fost niciodată angajați cu carte de muncă. Chiar dacă noi suntem de acord, noi cei de aici, suntem de acord ca ei să achite și nu fac dovada unui loc de muncă permanent, vă trebuie noastră de unde au acești bani? Pe lista celor care vor fi scutiți de la plata penalităților au fost incluși la propunerea consilierului Paul Foleanu și unii chiriași ANL. În urmă cu câteva luni, aceștia au primit acasă notificări că au deplătit penalități extrem de mari înregistrate din 2012, pentru care nu primiseră vreo înștiințare până în acest an. Am adoptat un proiect de hotărâre prin care, având în vedere faptul că sunt multe familii nevoiașe care trăiesc în locuințe sociale și care nu au avut posibilitatea să-și plătească în termen datoriile, i-am scutit de penalități în condițiile în care vor achita aceste datorii până la 31 septembrie 2015. Pentru a beneficia de scutirea penalităților, cetățenii vor trebui să depună o cerere adresată Direcției Generale de Management Fiscal și Control, Serviciul Impozite și Taxe, urmând ca instituția să aprobe sau nu solicitarea.